Echipa de basket Steaua București s-a întărit serios pentru noul sezon competițional care va lua startul la sfârșitul lunii septembrie. Jucătorii lui Eugen Ilie pun accentul în această perioadă mai mult pe pregătirea fizică generală. Lotul echipei este schimbat aproape în totalitate față de sezonul trecut, iar în ciuda antrenamentelor solicitante, atmosfera de la echipă este una foarte bună. Americanul Terrell Carter, în vârstă de 25 de ani, se numără printre noile achiziții de la Steaua. Ultima oară la Oliveirense în Portugalia, Terrell a mai evoluat în carieră la echipe din Canada, Turcia, Mexic și Australia. And I found out that I play for one of the most prestigious clubs in Romania, so I'm really excited for that opportunity, to be honest. What goals do you have in this season? I think we all just agreed to just get better every day. I mean, find out, you know, understand each other and just set personal goals for ourselves and then as a team just to challenge each other every day. I think that's the biggest thing. Be as successful as I can. I mean, obviously the most important thing for me is just winning, figuring out a way to win each and every game, and just come out and compete every night. That's my goal. Who is your idol? My idol? I don't believe in idols, but somebody that I respect and I look up to, obviously, is my mother. And as a basketball player, I probably would say Shaquille O'Neal. Tudor Gârbe are 22 de ani și vine de la CSU Voluntari, unde a câștigat Cupa României în sezonul trecut. E o onoare să fiu și capitanul acestei echipe. Chiar dacă sunt tânăr, suntem toți un grup de jucători tineri și sper să facem o figură cât mai frumoasă, să muncim și să fie totul bine. Responsabilitate mare să fii capitanul Stelei? Da, vă dați seama, e și prima dată când am această oportunitate, sper să o îndeplinesc cu bine și să ghidez băieții spre drumul cel mai bun. Sârbul Zarco Giurici revine la Steaua după 3 ani și are gânduri mari cu echipa noastră. Tot în aceste zile a semnat și Carlo Vragovici, care a mai jucat pentru Roșalbaștri în urmă cu 2 sezoane. How do you feel here at Steaua again? After 3 years you are back. Yeah, it feels good to be back after, like you said, after 3 years, after 2 seasons. I don't know. It feels good to be back in a familiar environment. It's a new team, completely new team, and it's a very young team. So far, what we did only a couple practices together. I see that the guys really want to work hard, and we're gonna try to build something, try to build a group that will fight, that will never give up, and I hope make a lot of problems to other teams. Prima fază a Cupei României va începe pe 24 septembrie, iar Liga Națională Masculină va debuta pe 2 octombrie. Domnule Ilie, mulțumit de achizițiile pe care le-ați făcut în această vară? În acest moment echipa arată destul de bine. După cum știți, e o echipă nouă. Avem un singur jucător rămas de anul trecut. Încercăm să avem o construcție, să achiziționăm sportivii, cel puțin o mare parte din ei, încercăm să-i ținem, să le oferim contract pe 2 ani, să avem o continuitate, să putem să creștem frumos. Bineînțeles, creștem frumos nu înseamnă că ne mulțumim cu ultimele locuri, în continuare ne dorim o clasare în play-off, să putem să atacăm obiectivele propuse. Mulți jucători noi, cât de greu va fi să creați relații de joc foarte repede până la începerea campionatului? Pare destul de greu, dar nu cred că va fi așa, pentru că sunt jucători cu experiență, sunt jucători care au mai activat în campionatul nostru. Eu zic că vom fi pregătiți la începerea campionatului. Atmosfera pare foarte bună la echipă. Ce obiective aveți în acest sezon? Pe termen scurt, asta ne interesează, să construim și să avem atmosfera asta pe tot parcursul campionatului. După cum am zis, vrem clasificare în play-off și ne dorim calificare în primele 4 în Cupa României.